Alo, Danela? Pe impresiile și pe bășinile tale dă-n cap. Sper că apelul meu telefonic anterior să nu fi produs o daună morală ireparabilă. M-am căit și forul meu decizional intim interior a decis să revin acum cu invitația de a îmi permite să te invit mâine seară la un concert urmat de o cină în doi. Bună seara! Să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el ca să nu-l lase singur la... Greu. Adevărat. Sunteți duhovnic? Nu, bucureștean. Bună seara, domnișoare. Arătați minunat în această seară. Mulțumesc. Mă, dar ești nesimțită de la femeia mea de față cu mine. Tu ce-i mulțumesc, mă, ce vrei să... Vrei să-mi pe vrăjeală cu ăsta, ce-ai? Vrei să ți-l calc în picioare? Domnule, era un compliment. N-am făcut decât să-i spun oficial că arată elegant cât de cât minunat în această seară. Cum adică în acea? Adică ai pus-o și în alte seri ca să faci comparați? Bă, cine e ăsta că ți-l calc în picioare, Danelu? Drag, așa se face, potolește-te. Bine, mă, potolesc. Așa. Aveți rezervare la noi? Nu avem la doi cucuși, dar m-am gândit să le fac o surpriză să vin la voi. Normal că am, că știu că într-o seară casa trebuie să ai rezervare, că e ocupat, că iară. Pe ce nume? Pe ce nume ce? Pe ce nume rezervarea? Știam, dar îmi place să mă joc cu tine. Manea Robert, dar se citește Manea. Pe Facebook Robi Roberto FCDB, fost FCSB. I-a bătut ăștia acum și m-am gândit să fac așa să mă... Să vă conduc la masa dumneavoastră. Nu-i nevoie că nu sunt oră, dar place mie așa să port ochelari de ștătă soare. Care-i masa? Aceea este masa dumneavoastră. Aceea este masa dumneavoastră. Ce ești murdar pe degete, ce-i? Adică, nemo. Ține-mi scaunul. Bă, dar și e rupt? Nu e rupt, așa se face. Hai, fii educat. Îl mai ții mult, că mă doare mâinile. Îl lași jos și mă rogi să mă așez. Adi, te rog, eu așează-te. Băi, Robi, toată lumea mă întreabă ce văd eu la tine. Adică, pe bune, eu o fată cu bacalaureatul luat cu 9-80, studentă la SEC, cu bursă. Și tu ce le răspunzi? Că nici eu nu știu. Ai tu, mă, un chelcășoz, un jenăsecoau, un ceva. Ce-a făcut? Bă, dar ce-i muzica asta de mormântare, bă, mâncați aici. Asta e așa cum e de cărezut. Sărbează-mă, Sorinele, sărbează-mă! Bună seara și bine ați venit! Să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el ca să nu lase singure la greu. Nu-i nevoie, nu, mersi! Ți-am zis că e mormântare? Cine e răpusat? La ce vă referiți? Nu, la nimic, glumește. Am înțeles. Înainte să comandați de mâncare, doriți ceva de băut? Să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el ca să nu lase singure la greu. Blagoslovește-mă așa cu o șampanie, dar calitate prima întâi, adică de calitate superioară, cum ar veni. Am înțeles, e o seară specială, da. Să fie cristal? A? Cristal, să fie cristal? Nu, bahare de plastic. Normal că cristal, că de-aia am ieșit la restaurant, nu? Nu, vreau să spun șampanie. Șampanie, cristal? Să moară familia mea, Danelu, aia după ce a coasă de dinți, acum s-a reprofilat pe șampanie, pe alea nu le mai merge cu dinții, cu ala. E bună? Da, e foarte bună. Adune de asta atunci. Da, imediat. Băi, Robi, credeam că în seara asta o să primesc și eu un buchet de flori. Noi de când suntem împreună n-am avut parte de nicio floare. Cum n-ai avut parte de nicio floare, mă? Pe când m-ai prins cu camelia? Ce glumă nesărată. Păi când m-ai prins cu camelia? Ce faci cu metre? Ce faci, mă, trăiți iar familia ta să spui? Ia, așa se aduce șampania. Da cum? Cu artifică, da, aia frumos, treci pe lângă să vadă lumea care-i masa cu valoare, cu adevărăciune, cu aia o aduce așa pe șinsache la masă. Pare rău la noi aici. Noi suntem un restaurant de lux, îmi pare rău. Noi avem stele Michelin. Ce aveți? Stele Michelin. Păi ce faceți mâncare să puneți anvelope?
Da, păi ce să știi de restaurantele de lux, de hotel, ce să mai... Ai fost vreodată la 5 stele? De ce vorbești cu păgamă că să uită și omul ăsta la tine? Adică dacă am fost la 5 stele, dar asta vară la mare n-am fost. Care, mă? Bă, da, chiar vrei să mă enervez? Am fost la 2 stele la Olimp, cu 2 stele la Eforie Nord. 2 cu 2 cât face 4 stele și 1 stele la Mama Aia. 3 weekenduri am fost. Ce drept. Da. Înainte să comandați de mâncare, supați? A? Supați? E, supărați. Am ciondorit așa un pic, dar ne revenim noi. Nu, nu. Vreau să spun, adică felul întâi doriți și felul întâi supă. Supă de ciorbă de burtă aveți? Nu. Atunci nu supeți. Am înțeles. Trăiți-ar familia ta să o strească, dar ce-i cu asta toate aici? Mă, mai mănâncă mai multe persoane după noi? Te rog frumos să taci și să spui ce vrei. Vreau să câștig la lotul. Spune ce vrei să mănânci. Ce aveți cu pui? Ah, specialitatea bucătarului. Pui cu pene. Pui cu ce? Cu pene. Să moră familia mea, dar el ăștia pune pe pui și jumulește și aruncă bunica, hai acasă. Hai și acasă, hai mai stăm. Nu să te așezi că mă faci de rușine peste tot pe unde mergem. Penele sunt un fel de paste. A, penele e un fel de paste? Da, da. Atunci pui cu pene să fie. Am înțeles. Și domnișoara? Și domnișoara. Am înțeles. Imediat. Vă rog, nu, vă rog. Mulțumesc. Imediat. Atmiterii. E frumos aici, așa. Este, nu? Romantic, așa. Nu vă supărați, doamnă. Te spuneți. V-a căzut fundul. Nu mai suport, mitocanule. Mă faci de râs peste tot pe unde mergem. Nu mai suport. Bă, da, dacă tot încă o tot în patru și îți faci ceartă cu mine și cu asta și pui Melita pe mine pe unde mergem, de ce nu te duci, mă, cu unul de tot în facultate? Pentru că nici eu nu știu să existe vreun motiv. Dar te iubesc, prostule. Te iubesc foarte mult. Și dacă tot o să ții langa cu ăștia de facultate, poate chiar o să-mi găsesc unul, cine știe. Și eu atunci o să-mi găsesc ăla care are ceva de pus în sutien. Sintule. Danelo. Stai, mă, că-n glumi. Danelo, stai, că-n glumi. Se poate? Domnișoara... N-ai tu treabă, mă, hai. Înțeles. Păi... Nici un păi. Puiul, peștele și puța se apucă cu mânuța. Am înțeles. Poftă bună. Won't be the same, dear.